După ce consilierul local și antrenorul secției de radioorientare a CSM Târgoviște, Pavel Babeu, și-a dat demisia din funcția de reprezentant CLM în cadrul clubului, aleșii orașului au trebuit să voteze o altă persoană pentru a prelua aceste atribuții. Pentru care la rândul meu am înaintat de consiliul local demisia domnului Babeu și așteptăm propunerea dumneavoastră prin completarea consiliului. Noi nu avem nicio propunere pentru. În urma prezentării proiectului de hotărâre privind completarea Consiliului Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, aflat pe ordinea de zi, au apărut și propuneri. PNL a mers pe varianta profesorului de educație fizică Alexandru Tică, în timp ce socialdemocrații l-au recomandat pe consilierul Andrei Păunescu. În urma votului secret, cel din urmă a avut câștig de cauză, reușind să obțină 11 voturi pentru și 10 împotrivă. Dau citire procesului verbal încheiat în urma efectuării procedurii de vot privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgoviște în Consiliul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște. Au votat un număr de 21 de consilieri municipali. În urma numărătorii voturilor a reieșit următoarea situație. Tică Dan Alexandru, voturi pentru 10, împotrivă 11, voturi nule 0. Păunescu Mihai Andrei, voturi pentru 11, împotrivă 10, voturi nule 0. În urma centralizării voturilor exprimate s-a hotărât Păunescu Mihai Andrei, reprezentantul Consiliului Local Municipal Târgoviște, în Consiliul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște.